Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun azi povestea orbului. Cum ne vindecăm orbirea duhovnicească? Următoarea poveste despre vindecarea unui orb ne va aduce aminte de orbirea noastră. A fi orb nu înseamnă numai a nu vedea nimic, ci și să vezi greșit, să vezi strâmb. Acest orb de care vorbește Sfântul Apostol Marcu se cheamă Bartimeu, fiul lui Timeu. Și pe acest Bartimeu îl vedem că ședea la marginea drumului cerșind. Lumea pentru el nu era așa de evidentă, să spunem așa. Nu îl strivea cu ispitele ei, așa cum ne strivește pe noi lumea de azi. Însă era suficient de puternică, astfel încât să-l reducă pe acest Bartimeu la o viețuitoare, ca să zic așa, și să-mi iertați barbarismul. Pentru că el urmărea doar să supraviețuiască. Încerca să trăiască de azi pe mâine și cerșea și stătea la mila celor din jur, a celor pe care nu-i vedea. Doar îi auzea. Zgomotele din jur, deși erau estompate pentru el, deși nu însemnau mare lucru pentru el, însemnau suficient de mult, astfel încât el să stea la marginea prăpastei dintre nădejde și deznădejde. Și iată că la un moment dat trece pe acolo Hristos împreună cu ucenicii lui. Și auzind zarvă, o zarvă deosebită, nu mai auzise așa ceva până atunci, a întrebat ce se întâmpla. Și când a auzit cine este cel care trece, că este Hristos, despre care se dusese deja vestea că vindecase de boli, cei de atunci crezuseră că erau incurabile, atunci a ieșit la iveală nădejdea ascunsă din inima lui. Atunci a ieșit la iveală adevăratul Bartimeu. Dorința aceea ascunsă din inima lui a izbucnit și spune Sfântul Evanghelist Marcu că și-a lepădat haina lui și a alergat după el și striga miluiește-mă. Oamenii îl opreau pentru că obișnuința îi făcuse să se împietrească cumva, să rămână nesimțitor la nevoia celuilalt. Oamenii, după cum spuneam, îl opreau, dar el, cu cât era mai mult oprit, cu atât striga mai tare și a început să strige: Iisuse, fiul lui David, miluiește-mă. De ce a zis fiul lui David? David în poporul evreu era simbolul nădejdii, pentru că David fusese luat din popor. David era un împărat ca nimeni altul, cum spuneam psalmul 151. Mic eram între frații mei și frații mei erau mari și buni, dar Dumnezeu nu a binevoit întru ei, m-a ales pe mine, m-a luat de lângă oile care nasc. El era unul dintre cei de jos și era blând și smerit. De aceea el reprezenta pentru poporul evreu nădejdea că Dumnezeu se coboară la fiecare și poate ridica pe oricare din praf și să-l ridice la demnitatea de fiu al lui Dumnezeu. De aceea a strigat fiul lui David, miluiește-mă, și Iisus l-a auzit și s-a întors. S-a dus către el, Iisus l-a văzut, îl observase și înainte, dar acum l-a văzut. Observați diferența, nuanța, una este să observi, alta este să vezi. Atunci când vezi, înțelegi ce se întâmplă înaintea ochilor tăi, te unești cumva cu ceea ce se întâmplă în fața ochilor tăi. Când vezi pe cineva, atunci îi mărturisești existența. Din momentul acela, persoana aceea există pentru tine și tu existi pentru el și se înfiripează relația. Și Dumnezeu l-a văzut și a venit către el și l-a întrebat: ce voiești să-ți fac, ce dorești? Nu știa Dumnezeu ce vrea? Sigur că știa. Ne punem mereu întrebarea de ce este nevoie să-i cer lui Dumnezeu dă-mi aia, dă-mi aia, sau să insistăm, pentru că el a zis: cere și ți se va da, bate și ți se va deschide, insistă. De ce să insistăm, nu știe el? Pe de altă parte a zis că cineva este tatăl acela care cerându-i fiului său pâine îi va da piatră, sau cerându-i pește îi va da șarpe. Și dacă voi, răi fiind, știți să dați daruri bune fiilor voștri, cu atât mai mult părintele vostru din cer, puțin credincioșilor, așa încât nu mulțiți cuvintele voastre când vă rugați, că știe Tatăl vostru din cer de ce aveți nevoie. Aici e vorba de altceva, a zis: nu mulțiți cuvintele voastre, însă insistați, cereți și bateți la ușă până vi se va deschide. Și de ce trebuie să insistăm? Nu pentru că trebuie să-i atragem atenția lui Dumnezeu. Dumnezeu știe într-adevăr ce avem nevoie. Știe mai bine decât noi ce avem nevoie și de multe ori El nu ne dă ceea ce îi cerem, ci ceea ce avem nevoie. Însă Dumnezeu, când ne dă un dar, dorește ca noi să ne bucurăm pe deplin de acest dar. Insistența noastră ne ajută pe noi înșine să ne statornicim în conștiința că avem nevoie de acel lucru. Astfel încât Dumnezeu va putea să ne dea darul în mod deplin. Și noi să ne bucurăm deplin de acest dar și mai ales să înțelegem că Dumnezeu ne-a dăruit acest dar pentru că ne iubește. De aceea Hristos l-a întrebat: ce voiești? Și el a zis: să văd. Hristos i-a răspuns la fel de simplu: vezi. Lucru care s-a și întâmplat și orbul a văzut pe loc. A început să vadă și să laude pe Dumnezeu și împreună cu el toată lumea lăuda pe Dumnezeu și spunea Sfântul Evanghelist Luca, orbul a început să meargă după Hristos, să-l urmeze unde se ducea Hristos, acolo era și el. Cum spunem noi, nu-și mai lua ochii de la el. Sfântul Apostol Ioan spunea: într-o ale sale a venit, dar ai lui nu l-au primit.
Noi suntem orbi, de aceea nu-L primim pe Dumnezeu, suntem orbi și ori nu știm acest lucru, ori nu vrem să recunoaștem acest lucru. Suntem orbi pentru că nu vedem ceea ce se ascunde în fața ochilor noștri. Suntem orbi de strălucirea lumii din jurul nostru. Lumea din jur și cu frumusețea ei și cu ispitele ei și cu plăcerile ei și mai ales cu evidența ei ne orbește. Lucrurile din jurul nostru nu au nevoie de prea mult ca să fie crezute. Lumea aceasta trupească, lumea aceasta trecătoare, nu are nevoie de prea mult efort din partea noastră ca să o vedem, însă lumea cealaltă trebuie căutată. Trebuie să sapi, trebuie să te adâncești, să te adâncești în tine, întâi în tine, pentru ca întâi să-ți descoperi nevoia adevărată a sufletului. Pentru că omul este singura creatură, singurul pe care Dumnezeu l-a creat. O creatură înseamnă un lucru finit care nu este fără de început și limitat. Deși este creat, este singura creatură care poate și are nevoie să cuprindă în sine infinitul, veșnicia. Pe om nu-l poate sătura nimic mai puțin decât veșnicia, pentru că omul atunci când era în rai era în Dumnezeu și Dumnezeu în el, asemenea unui burete în apă. Buretele este în apă și apa este în burete, tot așa omul era în Dumnezeu și Dumnezeu în el. Când a fost alungat din rai, Dumnezeu a ieșit din el, dar a lăsat un gol care tinde să se umple. Însă noi, din păcate, încercăm să umplem acel gol, să scumpărăm acea sete interioară cu lucrurile văzute, cu lumea care, după cum am zis, ne agresează. Însă aceste lucruri sunt mult mai finite decât noi oameni și, fiind finite, nu pot să sature. E ca și cum am încercat să ne astâmpărăm setea cu apă sărată. Însă nu se poate, pe măsură ce bem, în aceeași măsură, setea devine mai chinuitoare. Așa se întâmplă când ne alipim de cele lumești, de cele care cad sub simțuri. Însă dacă ne interiorizăm, dacă ne adâncim în noi înșine, o să vedem că nevoia noastră este mai înaltă de atât. Și acea nevoie va crește în noi, acea disperare pe care a avut-o orbul când a strigat: Doamne, miluiește-mă! Fiule al lui David, ajută-mă! Asemenea psalmistului care a zis: dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, ajută-mă! Din care adâncuri? Din adâncul firii sale, din adâncul nostru, acolo unde se ascunde chipul lui Dumnezeu din noi, acolo unde suntem și ne recunoaștem și noi a fi după chipul lui Dumnezeu și fi ai Dumnezeului celui preanalt. Din acel adânc trebuie să strigăm către Dumnezeu, dar trebuie să vedem și să recunoaștem că suntem orbi. Pentru cele duhovnicești n-avem ochi, pentru cele lumești avem ochi și urechi. Avem toate simțurile, ne sunt lipite de cele înconjurătoare. Ai săi nu l-au primit pentru că nu l-au înțeles. Noi trebuie să privim, asemenea lui Dumnezeu, să încercăm să vedem prin ochii Lui. De ce spun Sfinții Părinți că Dumnezeu se ascunde în poruncile Lui? Și Hristos spune că Cel care mă iubește pe mine va împlini poruncile și Tatăl meu îl va iubi și vom veni și vom face locaș la El. De ce spune acest lucru? Pentru că o poruncă nu trebuie înțeleasă doar ca o poruncă, ci trebuie înțeleasă așa cum o vede Dumnezeu. Dumnezeu, dacă zice să nu furi, El zice: eu nu fur. Dacă vrei să fii asemenea cu mine, nu fura nici tu. Dacă zice nu ucide, zice: eu nu ucid. Și nici tu să nu ucizi, fiul meu nu face aceste lucruri. Fiul meu trebuie să se asemene mie. De aceea au zis părinții că Dumnezeu se ascunde în poruncile Lui. Cum spunea frumos părintele Rafael Noica: poruncile lui Dumnezeu sunt spovedania lui Dumnezeu. Dumnezeu se dezvăluie pe sine în aceste porunci, dar trebuie să vedem lucrurile așa cum le vede El, să ne smulgem din această stare de simplă viețuitoare care vede doar supraviețuirea, care trăiește doar pentru plăcerea de o zi, și să vedem că suntem mai înalți de atât. Omul este în același timp și foarte mic, dar și foarte înalt. Dacă ne uităm la lucrurile din univers și la pământ, suntem o fărâmă de praf, însă dacă ne uităm la Dumnezeu, chiar dacă este Dumnezeul Dumnezeilor, cinstea pe care ne-a făcut-o acest Dumnezeu ne ridică deasupra creației. Nu putem să înțelegem acest lucru dacă nu vedem asemenea Lui. Și cum putem să vedem noi lucrurile la fel ca Dumnezeu, e destul de simplu. Trebuie să ne așezăm lângă El și să ne uităm din perspectiva pe care o are El. Luați un exemplu concret, să zicem că e un om care se uită din camera lui la fereastră. Și tu stai în camera alăturată și El îți spune ceva ce El vede afară, dar tu nu înțelegi ceea ce spune El. Pentru ca să poți înțelege exact ce spune El, trebuie să te așezi lângă El și să te uiți și tu pe același geam pe care se uită El. La fel trebuie să facem și noi dacă vrem să înțelegem cum vede Hristos. Și cum vede lucrurile Hristos, El ne-a arătat. Învățați-vă de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Veniți și stați lângă mine. În pateric cred că este un cuvânt care cred că arată cel mai bine ce este acea smerenie. Adică cum se poate obține smerenia. Un frate s-a dus și l-a întrebat pe un bătrân: părinte, cum să dobândesc eu smerita cugetare? Și el a zis: du-te și stai lângă un om smerit și el te va învăța.
Stând lângă el, sărășluindu-te lângă el, vei învăța să fii și tu smerit. Într-un fel am putea spune că smerenia se mă lipsește, de aceea spune și Sfântul Isaac Sirul: mă minunez văzând pe omul smerit cum stă la picioarele lui Hristos, așteptând de la el să-i dea când vrea, dacă vrea, ce vrea și cât vrea, nemai fiind conștient de sine, ci numai de Dumnezeu. Nu ne mai aducem aminte de Maria, care stătea la picioarele lui Hristos, și de Marta, care era prinsă de cele văzute, de cele care strigau în jurul ei: păi mâncarea trebuie făcută, masa trebuie așezată, trebuie să-l primești pe învățătorul, trebuie să slujești, trebuie, trebuie, trebuie. Și Mântuitorul i-a spus cu blândețe, dar i-a spus: Marto, de multe te îngrijești și te silești pentru multe, însă un singur lucru trebuie. Maria partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea, să stai la picioarele lui Hristos. Stai lângă el și smerește-te, pentru că la picioarele lui Hristos nu poți să stai, nu poți să rămâi decât dacă te smerești. Și smerindu-te, ai să înțelegi și înțelegând ai să vezi ceea ce vede și el. Ai să vezi că și tăcerea lui la rugăciunea ta este un răspuns de care ai nevoie. Ai să înțelegi dincolo de cuvintele oamenilor cuvântul lui Dumnezeu. Ai să înțelegi că dincolo de lumea aceasta e o altă lume care te așteaptă. Ai să înțelegi că cele duhovnicești sunt mult mai presus decât cele trupești, la fel cum împărăția cerului este mult mai presus decât lumea aceasta. La fel cum veșnicia e incomparabil mai mare decât vremelnicia aceasta. Lumea aceasta va trece, pământul va arde, cerurile se vor strânge, cum vedem în Apocalipsă, ca un cort. Și ce va rămâne? Cuvântul lui Dumnezeu. Lumea aceasta va trece, dar cuvântul meu, zice Dumnezeu, nu va trece. Avem urechi să-l auzim, avem ochi să vedem și să înțelegem ce este în spatele acestui cuvânt. Dacă avem în noi această orbire, să știți că două sunt cauzele. În primul rând, ne-am lăsat orbiți de cele din jurul nostru. Îl vedem pe Bartimeu că atunci când a înțeles că momentul mântuirii e aproape și că el poate să fie mai mult decât un cerșetor, la marginea drumului a început să strige cu disperare către Hristos și n-a mai ținut cont de cei din jurul lui. Cred că ajunsese nici să nu-i mai audă pe cei care încercau să-l oprească. Lumea din jur tăcea pentru el, pentru că el de acum nu mai avea ochi, nu mai avea urechi, nu mai avea simțuri pentru lumea aceea și toată atenția lui era îndreptată către Hristos. De aceea să ieșim cum spune Sfântul Pavel: ieșiți din mijlocul lor și vă osebiți, zice Domnul, și de aceea ce este rău să nu vă atingeți. Să ieșim din această lume, să ne retragem din această lume. Și mă refer la modul duhovnicesc, nu e nevoie să meargă toți în pustie, dar să ne interiorizăm, să înțelegem, să ne sondăm adâncurile, să vedem cine suntem, să aflăm cine suntem. Și dacă o să vedem că suntem orbi, să nu ne speriem, căci ăsta este adevărul. Ci să ne îmbărbătăm și să zicem precum psalmistul: dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne ajută-mă, numai tu poți să-mi dai vedere. Dar iată ce vedere șer, arată-mi calea ta, arată-mi frumusețea ta, Dumnezeule, cum spunea Sfântul Proroc David. Și am căutat, una am voit de la Dumnezeu, să cercetez locașul lui și să văd frumusețea Domnului. Asta e singura dorință adevărată a unui om. Față de această dorință, celelalte nu contează, dar sondându-ne adâncurile, dar într-adevăr de păcatele noastre. De aceea au spus părinții că singurul gând, singura lucrare care sapă până în adâncurile ființei noastre, până acolo unde este chipul lui Dumnezeu din noi, este căința. Căința face acest lucru. Defăimându-ne pe noi înșine pentru ceea ce am ajuns să fim, pentru ceea ce am făcut din chipul lui Dumnezeu din noi, defăimându-ne și cerând iertare cu smerenie, cu cumințenie, cu umilință lui Hristos, ajungem să aflăm cine suntem. Și aflând cine suntem, rămânem în acest cuget smerit. Aceasta este a doua cauză pentru care noi suntem orbi, pentru că nu avem smerenie. Hristos s-a smerit pe sine și noi ne mândrim. Cum putem să-L vedem pe Hristos dacă ne punem împotriva Lui? Că spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu celui mândru îi stă împotrivă, dar celui smerit îi dă har. Să ne smerim, dar să facem acest lucru cu tot din adinsul. Noi ne-am obișnuit să facem acest lucru ca o reacție la ce se întâmplă în jurul nostru. Noi doar reacționăm la ceea ce vine asupra noastră. Noi ne gândim că smerenia înseamnă că atunci când te ceartă cineva, tu să nu te mâni și să zici: iartă-mă, am greșit. Asta e prea puțin. Aceasta nu e încă smerenia adevărată. Smerenia adevărată este să te silești, să te pui la picioarele lui Hristos și să recunoști că ești nimic, că fără El nu poți nimic și să recunoști că da, L-ai trădat și i-ai schimonosit chipul și chipul lui Hristos din tine e de nerecunoscut. Lucrul acesta ne va întreba Hristos la judecată, nu câte fapte bune ai făcut sau câte rele, ce ai făcut cu chipul meu din tine, să nu auzim acel cuvânt: nu te cunosc pe tine, pe care părinții l-au tâlcuit și așa,
nu mă recunosc pe mine în tine, să nu auzim acel cuvânt, ci să ne silim să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să ne silim să ne deschidem ochii aceia duhovnicești care văd dincolo de această zidire, care văd că această zidire a avut la început un scop bun, a fost darul lui Dumnezeu pentru noi, dar pe care noi trebuia să-L întoarcem lui Dumnezeu, să-L lucrăm, să-L înfrumusețăm și să-L dăm înapoi. Un dar care trebuia să ne unească pe noi cu Dumnezeu și ce a ajuns. Lumea aceasta acum ne desparte de Dumnezeu pentru că noi ne-am complăcut, noi ne trândăvim și nu vrem să ne silim să vedem dincolo de ceea ce cade sub simțuri. Ne lăsăm orbiți și păcăliți de frumusețea și strălucirea acestei lumi, de dulcețile trecătoare ale plăcerilor și uităm că noi suntem veșnici, că noi trebuie să rămânem alături de Dumnezeul cel veșnic care a venit într-o ale sale. E suficient timp ca să ne pregătim și să ne deschidem ochii sufletești și să ne așezăm seara la rugăciune și să începem prin a ne smeri, prin a cere iertare lui Dumnezeu, prin a cere iertare pentru că am supărat pe cei din jurul nostru, pentru că nu ne-am comportat ca adevărați fii ai lui Dumnezeu, nu ne-am ridicat la înălțimea chemării noastre. Așa să ne începem fiecare rugăciune prin a ne cere iertare, prin a ne smeri cu tot din adinsul și atunci o să începem să vedem. Cum a zis prorocul Isaia, Dumnezeu, către cine îmi voi pleca eu ochii decât către cel smerit și cu minte și care tremură la auzul cuvintelor mele, să ne temem nu cu spaimă, să ne temem să nu mâhnim pe Dumnezeul nostru, să ne temem să nu cădem mai rău decât deja am ajuns și să cerem iertare și să ne smerim ca să începem să vedem și noi și să-i cerem lui Dumnezeu, Doamne, vreau să văd, vreau să te văd. Prieteni, atât pentru azi. Sunt Cristian Alexandrescu și vă sun ca de obicei pe curând.